Veste groaznică pentru Mehedințeni. Principalul distribuitor de gaze naturale din județul nostru, Mehedinți Gaz, a stabilit un preț de aproximativ 7 ori mai mare de facturare. Șeful PNL Mehedinți, ministrul energiei Virgil Popescu, este autorul de facto al acestui dezastru care îndreaptă locuitorii județului nostru spre o cruntă sărăcie. Mehedințenii sunt disperați de ceea ce se întâmplă și de la primele ore ale dimineții au mers la sediile distribuitorilor de gaze pentru a schimba contractele și pentru a cere explicații. În ultimele zile, cetățenii au primit acasă o notificare de la Mehedinți Gaz, precum că cei care doresc să rămână în continuare clienți la această firmă vor avea începând cu 11 noiembrie, unul dintre cele mai mari tarife practicate pe piața de gaze naturale din România. Liberalizarea prețurilor la energie și gaze a fost girată de mehedințeanul Virgil Popescu, ministrul energiei, care este principalul vinovat de situația dramatică în care se află atât severinenii cât și toți românii. Am niște întrebări la firma dumnealor la gaze, pentru că am văzut aseară că s-a scumpit enorm gazele și o să reziliez contractul cu ei și o să mă mut la altă firmă. Ce cum vi se pare această scumpire? Nu vă dați seama cum se pare. După atâtea explozii, am mai explodat și asta în orașul nostru, vai de capul nostru, știu. V-ați bucurat că aveți gaz? Păi da, da, normal că Severin, vă dați seama că s-a bucurat fiecare om, s-a bucurat de gaze. Dar acum, na, o tristețe mare. Am văzut că s-a mărit prețul de 7 ori mai mult? Am văzut, da. Suntem foarte mulțumit, da, ce să zic. Guvernul nostru, stăpânul nostru, foarte bun băieț. Dar la energia electrică ce părere aveți? Tot la fel, aceeași situație. Foarte bine, foarte bine. Ministrul Energiei, Virgil Popescu. E foarte bun. E băiat de treabă, băiat de zahăr. Știți care au zis că e băiatul de zahăr? Nu se poate spune pe post băiatul de zahăr. E un băiat de zahăr. S-a implicat vreodată în viața mehedințenilor, pentru viața mea? Teoretic, da, a mintit tot. Puteți numi un lucru care l-a făcut mehedințenilor? Da, 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 da. A spus că va aduce gazul, practic, gazul la limita proprietății gratuit. Am mințit cu desăvârșire. E un nerușinat. Toarșul Virgil Popescu al nostru. E un nerușinat. V-ați fi așteptat la altă situație, ținând cont de faptul că este mehedințean? Absolut, absolut, da. Ne așteptam, toată noi așteptam. Am primit o notificare de mărirea prețului de la gaz. Dacă cu 1 octombrie am primit notificarea că se majorează prețul la 330, parcă, megavatul cu TVA, ieri am primit o notificare că începând cu noiembrie se face 1190 MW. Și aceea este o anomalie. Cetățenii au stat azi la cozi interminabile, în frig și ploaie, cu speranța că cineva le va răspunde tuturor întrebărilor. În orașul natal al ministrului energiei Virgil Popescu, oamenii care ar trebui să evite aglomerația în actualul context social sunt împinși de disperare și de frică să își riște sănătatea, stând ore în șir în îmbulzeală. Care este situația? De ce stați astăzi la coadă? Pentru că am primit notificări de la Mehedinți Gaz, în care acolo este o valoare foarte mare a prețului gazului. Este o valoare undeva aproape de 1200 de lei. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? Cât de mult v-a afectat? Păi, spuneți-mi un om care nu ar afecta un asemenea preț. Gândiți-vă la alți oameni care au salariu minim pe economie și la un apartament cu 3 camere se consumă undeva la 200 de metri cubi, mai mult sau mai puțin. Ăla de unde plătește care are salariu minim pe economie? De unde plătește 2000 și ceva de lei pe lună. Voastră, de ce stați astăzi la coadă în ploaie? Păi stăm în ploaie pentru că noi prima dată am contract cu o firmă care ajunge undeva la 12 milioane bani vechi pe lună și acum ne-am mutat, venim să ne mutăm la altă firmă, vedeți și dumneavoastră ce este aici. Covid-ul, să știe ce este în oraș la noi, este un dezastru. Nu ne ia nimeni în seamă. Asta datorită lui domnul Virgil Popescu. Să știe situația așa PNL-ului. Să vină la fața locului, să ne vadă. Nu vedeți că n-a venit niciunul, nici măcar să... Aici merge foarte greu, uitați-vă și dumneavoastră. Frigul, ploaia, dar și COVID-ul îi lasă reci pe oamenii care sunt disperați că nu vor mai putea face față anotimpului rece. Principalul vinovat pentru majorarea prețurilor la energie, gaze naturale și combustibil este, din păcate, tocmai mehedințeanul nostru, Virgil Popescu, președintele PNL Mehedinți. Aveți despre atitudinea ministrului energiei Virgil Popescu în situația de fapt? Josnică! N-am văzut așa ceva, așa bătut joc, nu numai de Severinie, că e severinean, de toată țara așa bătut joc. Eu știu!
măream cu 10%. Peste două luni lumea se pregătea, măream a doua lună iar cu 10%. Dar nu s-a putut, ăsta este un jaf. V-ați fi așteptat la altă situație, ținând cont că Virgil Popescu este din Mehedinți? Nu, păi domnul Virgil Popescu știe să joace șah, este un matematician, n-are ce căuta. Cu ministrul energiei n-are ce căuta. Hai să fim serioși. Virgil Popescu a promovat liberalizarea sălbatică a prețurilor din energie, lucru care a provocat aceste majorări, care au condus și la explozia prețului tuturor produselor. Sărăcie, spaimă și deznădejde, aceste cuvinte sunt pe buzele tuturor românilor, iar ministrul energiei, din bula lui, și-a burit de mirajul puterii și al banilor, cu o indolență și un tupeu de neimaginat, continuă să distrugă viețile a milioane de români. Ce părere aveți despre activitatea a ministrului energiei Virgil Popescu în această situație? Mă abțin cu greu să nu spun cuvinte grele. Deci, nu numai tot guvernul ăsta al Iohannis, în frunte cu el, care ne-au adus unde ne-au adus. Și deci, vă dați seama că nu suntem numai noi, e toată țara în situația asta. Multă lume care, v-am zis, ce fac ăștia cu salarii minime pe economie, ce fac pensionari, care, vă dați seama, trebuie mai ia și medicamente și... V-ați fi așteptat la o altă situație, ținând cont de faptul că Virgil Popescu este de-al nostru, mehedințean? Na, nu știu cu ce a ajutat mehedințul de când este și... Da, ieri când am văzut notificarea aceea, m-a luat cu capul, cum spune românul. Că acum vreo 3 săptămâni am primit ceva cu 336 de lei și ieri când am văzut 1190, vă dați seama, ne-am sunat între noi, rudele, prietenii, bă, e adevărat, da, ce să mai... Asta e. Ocupat cu mesajele pe rețelele de socializare și cu răspândirea de fake news, groparul României, șeful liberalilor din Mehedin și ministrul energiei, Virgil Popescu, este principalul vinovat de dramele sociale care au loc în România, iar mâinile lui vor fi pătate pentru că a girat distrugerea țării noastre, iar din pixul lui de ministru a ieșit genocidul spre care se îndreaptă România.